Investiția poate revitaliza orașul Piatra Olt, care a devenit în ultimii ani o zonă săracă lipsită de perspective. La Piatra Olt se va înființa o secție a unei fabrici care își desfășoară actualmente și confecționează scene metalice și structuri metalice din aluminiu la Slatina și vor fi angajați aproximativ 200 de oameni la Piatra Olt. Sper că undeva la începutul lunii septembrie, împreună cu reprezentanții Ministerului Economiei, pentru că e un proiect cofinanțat de Ministerul Economiei, autoritățile locale, Consiliul Județean, vom fi acolo la inaugurarea acestei noi secții, unde cred eu că pentru Piatra Olt 200 de locuri de muncă cu infrastructura ulterioară va fi o gură de oxigen pentru zona respectivă. Proiectul prevede construirea a două hale de producție pe 10.000 de metri pătrați care au fost concesionați de la primărie. Este o investiție care așteptăm de vreo 4 ani de zile. În 2010 am concesionat un teren pentru realizarea a două hale de producție cu o suprafață totală de aproape 10.000 de metri pătrați. Prima hală e de 5.400 și sperăm că investiția va începe în luna septembrie. Contractul de finanțare de către firma respectivă a fost semnat cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. Peste 1.000 de oameni au rămas fără loc de muncă în ultimii ani în urma disponibilizărilor de la CFR. Ultimii CFR-iști, 23 la număr, au fost dați afară la începutul acestei luni. Salvează într-o oarecare măsură disponibilizările din zona CFR, pe care n-am putut să le stopăm, din păcate. Este, dacă vreți, și un semnal că investitorii încep să vină în zona noastră. Investitorul care vine la Piatra Olt deține o fabrică asemănătoare și în Slatina.